Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă surechea la cerurile mele, ascultă-mă în credincioșie și dreptatea ta. Amin. Amin. Mulțumesc împreună cu soția, cu nepoții, stăm la picioarele tale și strigăm către tine. Te rugăm, ascultă-ne rugăciunile. Mai întâi să mulțumesc din toată inima că ajutat de nepoții mei, după 6 luni de ședere în cameră, în condiții, Doamne, grele, Tu m-ai ajutat să ies în atmosfera aerului liber, slăvit să fie numele Tău și pentru harul acesta. Și acum ne încredințăm în mâinile Tale. Copiii vor pleca la plajă. Ajută-i, Doamne, ca să nu li se întâmple niciun rău, să fie pe plajă, cuvincioși, să poată între ei discuta lucruri care să-i ajute în problemele vieții de legătură cu Tine. Binecuvintează-le părinții pe fiecare acolo unde se găsesc în munca și în îndatoririle lor. Păstrează-i pe fiecare dintre ei lângă Tine și fă să fie exemplu și pilde bune pentru îndrumarea pe calea Ta a copiilor lor. Te rog pentru nepoți, Doamne, crește-i în vederea slăvirii numelui Tău. Ajută-i să fie pregătiți prin Duhul Sfânt ca fiecare să devină un martor al Tău sub forma darului pe care vei găsi cu cale să le încredințezi. Binecuvintează, te rog, și pe cei care sunt în America, Doamne, dă-le și lor har, dă-le tot ajutorul și sprijinul necesar în munca lor, în greutățile lor, în problemele lor. Fii cu ei și fă ca toate îngrijorările să le poată arunca la picioarele Tale. În același timp, te rog ca lucrurile existente în America și care îi pot influența spre o viață ușuratică să n-aibă nicio putere asupra caracterului și inimii lor. Ajută-i să se încreadă în Tine, să trăiască dragoste frățească și cu încredințarea că toate aceste lucruri și chiar mai multe decât îți cerem, ne le vei da potrivit nevoilor noastre și potrivit în același timp, Doamne, și cu planul pe care îl ai în legătură cu fiecare de noi. Mulțumesc! Amin! Să ne vedem.
parte de la noastră. Te-a ca să trăiască în lume, că e la noastră. Nu trebuie să ne părdare, că ne ajută de anul ce te dea, Dumnezeu, și ajută ca să cântat cu ea la tine. Mulțumim pentru tot ce vrea din mâna ta. Amin. Rămân în fața ta, Doamne, ca familie. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să rămânem la copiii, la picioarele tale, Doamne, să fim niște lumini în locurile unde suntem, Doamne. Să putem duce cuvântul tău, Doamne, să iei copilul nostru, Doamne. Te rugăm, Doamne, să pentru cei care nu sunt cu noi, pentru Vali, pentru Mihai la servici, pentru Nea Vasile, pentru toți cei care lucrează astăzi, Doamne, ajută-le să fie o lumină în locul unde sunt, Doamne. Te rog, Doamne, pentru cei care sunt în America, Doamne, ajută-le, Doamne, să rămână credincioșie, Doamne. Și neamul nostru, Doamne, să poată duce, Doamne, să, din generație în generație, cuvântul Tău mai departe. Doamne. Așa cum a făcut-o și bunicii noștri și străbunicii noștri, Doamne, să îți mulțumim pentru ei, Doamne, să, pentru că prin ei am ajuns, Doamne, să te cunoaștem pe Tine. Îți mulțumesc pentru tatare, Doamne, pentru mamare, pentru sănătate, Doamne, să te rătă înțelepciune, Doamne, să ajută ca ei să fie o lumină, Doamne, ca să te pute, ca să putem învăța numai lucruri bune de la ei. Slavă Ție, numai Domnul Iisus, pentru toate. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai pus pe grijă. Ajută-mă, Doamne, Tată, ca în continuare să Te slăbim numai pe Tine și numai Ție să-Ți închinăm laudele noastre. Amin. Tată, venim în această oră, fața Ta împreună cu soțul și cu nepoții, cu știu, Tată, să Te aducem laudă și mulțumire pentru tot ce faci Tu, Doamne. Te rog, așa cum ne găsim în fața Ta, să ne binecuvânteze, să ne cercetezi, să ne sfințeze viețile noastre, să fie viațe trăite cu Tine. Apoi te rog pe rugare, Tine arăzării, pentru Mihai, pentru toți, Doamne, fii cu ei, cu fiecare, păzește și oblotește-i. Și apoi te rog și pentru cei din America, să binecuvânteze, binecuvântează copilării ca Doamne Iisus, pe Sine, copilașii de Doamne. Ajută-i, Doamne, să fie pe cer, mântează pe Doamne, pe Doamne, ajută-ne să le poată cu frică și cu frică. Te rog pentru Doamne, Renier, tu mă zici? Zici lui tatăl, zici? Și Doamne Iisuse? E rușin. Face Caius, Domnul să te binecuvinteze. Mulțumesc pentru ajutorul care mi l-ai dat. Stai mă, că pot. Sărutai pot. Pace. Sper să m-a ajutat mult. Foarte mult. Pace. Binecuvinteze, Marius. Pace. Pace, Dorinel. Îți vezi tu să nu te tăcai. Și petrece frumoasă. Te vă duce. Pașii din copii cu voi, nu. Hai, mă, cât ai acolo. Îl bag cu tot acolo. Și cu ce vă duceți până acolo? Luați un taxi? Cu limuzina. Cu ce? Cu limuzina. Iau și se închinau. Deci și-a băgut astfel în jocul lui, l-au depătat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în haina lui și l-au dus să răstinească. Amin. Tatăl nostru din ceruri, mulțumim că ne reîntâlnim cu nepoții și cu martița. Mulțumim pentru harul cu care ne-ai ca să ne binecuvintezi cu prezența ta. Ajută copiii care pleacă spre satul de vacanță, păzește de orice rău, pe ca inimile lor să poată fi deschise pentru Tine.
să le poți vorbi chiar în acel loc. Mulțumim că ai suferit pentru noi. Mulțumim, Doamne, că ai suportat cele mai grele chinuri. Ajută-ne, te rugăm, ca noi să nu-ți producem prin viața noastră ușuratică suferințe, ci vă ca să-ți facem bucurie prin ascultare, prin predare, prin pocăință și tu să fii astfel proslăvit. Binecuvintează-mi, draga familie pe care o formăm, pe cei din America și pe ei, Doamne, ia sub ocrotirea harului tău și îți mulțumim. Ajută-ne să ne reîntâlnim în pace și cu bine, iar păcăriuța acum, ultimele ceasuri ce le mai petrece aici la noi, îl ajută, Doamne, și îl apără cu brațul și cu mâna ta, care sunt atot puternice. Amin. Amin. Petrecere plăcută! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Pace cine mai vreți!